Bună seara, de la Vocea Olteniei, Eurovâlcea. Cum te numești? Tanarisa. Și câți ani ai? 7 ani. Și de când timp practici baletul? De 2 ani. Îți place? Da, e foarte frumos, ne învață bine doamna. Ai mai participat la concursuri din astea? Da. Cum a fost cel din seara asta? Da. Tot la balet și la școala mine. Thank you.
Trebuie să faceți o comună cu mamau sau cu moșul Nicolae? Cu moșul facem o poză cu moșul? Haideți să facem o poză, doamne prezințele, cu moșul. Se pregătește grupul Col, numai noi. Și va cânta o frumoasă colindă, deschide la ușile. Thank you.
Thank you.
câți ani ai? 9 ani jumate. De cât timp practici baletul? Aproape 2 ani. Și pe viitor vrei să mergi în continuare pe linia cu baletul? Da. Și o să mai particip la astfel de evenimente? Da, o să mai particip pentru că îmi place foarte mult baletul. Bună seara de la Vocea Olteniei Rovâlcea, cum te numești? Iulia. Și câți ani ai? 7 ani. De cât timp practici baletul? De 2 ani. Și îți place? Da. Cum se numește doamna? Angela Burlacu. Și ai mai participat la astfel de evenimente cum a fost cel din seara asta? Da. Bună seara, cum te numești? Ana. Și câți ani ai? 8. De cât timp practici baletul? De 2 luni. Numai atât? Și ai mai participat la vreun eveniment? Da. Stefanele Andrescu. Și de cât timp practici baletul? Un an. Și îți place? Ești mulțumită de doamna? Da. Cum se numește? Doamna Burlacu. Și ai mai participat la evenimente? Da, la dansez pe... nu, la Vocea României. Cum te numești? Catrina Raisa. Și câți ani ai? 8 ani. De cât timp practici baletul? 4 ani. Și ai mai participat la evenimente? Da. La câte? 8. La 8 evenimente? Da. Și îți place? Vrei să continui cu baletul? Da. Bună seara, cum te numești? Ioana. Și câți ani ai? 7. De cât timp practici baletul? De la 3 ani. Și îți place? Ești mulțumită? Cum se numește doamna? Doamna Burlacu. Ai mai participat la evenimente? Da. Și îți place? O să mai participi în continuare? Te numești? Da. Mă face Florian Andreea. Și câți ani ai? 9. De cât timp practici baletul? Nu, eu sunt la dansuri moderne. La dansuri moderne și de cât timp? De un an și un pic. Și îți place? Ești mulțumită? Cum se numește doamna? Runceanu Mihaela. Ai mai participat la evenimente? Cum a fost cel din seara asta? Da. Poți da un exemplu? Nu, nu mai țin minte. Teodora. Și câți ani ai? 7 ani. De cât timp practici baletul? De un an. Și îți place? Cum se numește doamna? Nu știu. Ai mai participat la evenimente cum a fost cel din seara asta? Da. La? Am uitat. Bună seara de la Vocea Olteniei Eurovâlcea. Cum vă numiți? Angela Burlacu, coregraf. De cât timp profesați această meserie? Deci am funcționat ca balerină la Teatrul Liric din Craiova și din 1970 sunt în Râmnicu Vâlcea, profesor de balet la Palatul Copiilor și Școala Populară de Artă. Câte grupe aveți? Grupe de începători, grupe mijlocii și avansați, la care după vârsta de 8-9 ani le dau poante și lucrează mult mai avansat. Ne puteți da câteva exemple de evenimente la care ați participat, așa mai importante? Da, foarte importante, sunt foarte mulți copii care au absolvit liceul de coreografie din București, inclusiv băiatul meu cel mare, care lucrează în teatre în Germania, în Canada, în Grecia, predau profesori, deci au făcut o carieră de viitor. Și evenimente în timpul apropiat aveți? Da, evenimente importante avem prin concursurile școlare, prin spectacole care le susțin la toate solicitările care le avem, pentru că eu nu, momentul de față sunt pensionară și lucrez benevol la Palatul Copilor, colaborator, iar părinții mă susțin cu costumația, inclusiv cu plata utilităților și taxa sălii. Un eveniment mai apropiat, important, care ar fi? Spectacolele care le dau eu, premierele. Deci am avut în vară, există un parteneriat cu Teatru Anton Pan și în fiecare sâmbătă dimineața noi prezentăm gratuit pentru toți copiii din municipiu spectacole.
cum le spunem, fantezie coregrafică. Acum avem o premieră, Spărgătorul de nuci. Și balet, balet curat. Deci copiii sunt foarte maturi în ceea ce fac, nu e o joacă. Ce le urați dumneavoastră prichindeilor din grupa mijlocie și mare, care le aveți? Să le insuflu pasiunea, iar ei sunt ușor de modelat și să se bucure de ceea ce eu reușesc cu ei să fac prin spectacole, să înțeleagă dansul clasic. E un dans frumos, elegant și educativ. Credeți că primăria s-ar putea implica mai mult în a vă ajuta pentru a vă desfășura? Nu prea am înțeles. Primăria, credeți că s-ar putea implica mai mult? Da, e singura mea rugăminte, mă chinui cu sala. Nu știu, nu vreau să vorbesc la adresa nimănui. Am fost înțeleasă de directorul de la Palatul Copiilor, dar restul sunt foarte răutăcioși și nu se simt bine cu prezența mea la Palatul Copiilor. Deci n-am declarat niciodată asta, acum o spun, pentru că atât vor bani de la mine. Și eu n-am de unde, dintr-o pensie, decât copiii și părinții plătesc. Și e jenant. Deci dacă primăria mi-ar oferi o sală, eu aș face gratuit toate orele și spectacole. Am înțeles. Vă mulțumim mult de tot și vă dorim o seară plăcută. În continuare, mult succes la toate evenimentele care urmează. Mulțumesc mult și sărbători fericite!